Toamna este în toi, iar frigul începe să se instaleze tot mai tare, astfel că și garderoba are nevoie să fie adaptată. În aceste zile, 10 de producători din toată țara sunt prezenți în Bacău cu produse de îmbrăcăminte și încălțăminte, marochinărie, dar și articole pentru casă. Băcăuanii au astfel ocazia să cumpere de la producătorii autohtoni produse pentru sezonul rece. Tot în cadrul acestui târg sunt prezenți și producători de produse alimentare tradiționale. Noi avem produse din blană naturală. Lucrăm în domeniul ăsta din 1980, pe timpul lui Ceaușescu, și noi ne-am perfecționat să lucrăm cât mai bine. Avem așa, avem căciul de nurcă, avem căciul de șenșel, avem căciul de caracol, avem căciul din pere, avem și din stof, pălării, băscuți, tot din material de ăsta bun, din lână, din lână, numai produse naturale și din, cum să zic, din produsele noastre, lână, piei nu importate. Că avem căciuri cu urechi, avem și de blană naturală, de cojoc de astea, lumea e căutat. Și noi avem și prețuri foarte jos. Cred că mai mult de 10 ani nu putem pune în leu și de acolo mai negociem. Că lumea care cumpără o căciură sau ceva, el cumpără când are... și-o plătit facturile și-o lua mâncare, nu lasă că ia căciură și nu mănâncă sau nu plătești factura. Și păcat, înainte nu era așa, toată lumea te-ai luat căciură și păi se gândea la restul, că era nivelul de trai mai ridicat. Sunt din Bicov de Jos, din Suceava, producător local. Am venit pentru a expune marfa aici la târg, am mai fost și în decursul anului. Avem siropuri de casă făcute, mere de albini, dulcețuri, zacuscă acum pe toamnă. Am făcut salături de burez, lichioruri din zona Bicovului, Sucevei, afinată, zmeurată, toată gama de produse. Mulți dintre băcăuani spun că preferă să cumpere direct de la producători pentru a-i susține, mai ales că găsesc și produse de calitate la prețuri acceptabile în această perioadă când toate prețurile au crescut. Și practic și prețul accesibil. Pentru sezon acum? Pantoful. Până ajungem la, încă vremea ține cu noi și până ajungem la iarna adevărat, un pantof ne-am luat. Da. E convenabil, mi-a plăcut. Frecventez aici. Am cumpărat. Cumpărat ceva frumos și bun. Și pentru soțul și pentru mine. Venite fiecare dată când se organizează. Ceva frumos la modă care se poate. Da, venite fiecare dată. Dar acum au produse frumoase și bune. Da, am vrea ceva pentru niște prieteni care vin acum acasă, de sărbători. O mică atenție, o bluză, o ceva. Eu tind mereu spre lucrurile de Crăciun, care ne aduc aminte de Crăciun. Astea sunt sărbătorile noastre cele mai frumoase. E, pentru mine mai la urmă, să văd ce mai rămâne. Sunt mulțumită eu ce văd aici. Târgul cu produse autohtone este deschis până duminică într-o locație aproape de centrul orașului.